Dragi telespectatori, bine ați venit la Klagemauer TV din studioul Heidelberg. Astăzi ne confruntăm cu întrebarea: unde este uriașa putere militară a rușilor de la granița cu Ucraina? Reporter NBC descoperă, în lung și în lat, nici urmă de uriașele defilări militare ale armatei ruse de-a lungul graniței ucraineano-ruse, despre care mass media și politicienii ne raportează de săptămâni întregi. În total, reporterii au dat peste 3 baze militare și acelea cu puțină mișcare în ele. Atmosfera în satele de frontieră rusești este relaxată. Populația locală dorește o soluționare pașnică a conflictului. Un video din internet care chipurile vrea să demonstreze manevrele rusești la granița ucraineano-rusă arată înregistrări cu peisaje care mai degrabă se potrivesc din Caucaz, dar nu din partea europeană a Rusiei, relatează un ucrainean localnic redacției Pro și Contra. Evident, este vorba de imagini de arhivă. Totodată este cunoscut că NATO își întărește masiv trupele din Europa de Est în aer, la sol și pe mare. Un insider din NATO vorbește despre o triplare începând cu luna viitoare a numărului de avioane de război care patrulează deasupra zonei Baltice. Dragi telespectatori, rămâneți aproape până la următorul comentariu.